Micuțul Ponei. Micuțul Ponei trăia cu mama lui pe o pajiște verde, acoperită cu iarbă deasă, umbrită de copaci bogați în frunze verzi și împrejmuită de coline înversite. Iarba era moale și dulce. Aerul era proaspăt. Dar micuțul Ponei nu era fericit. Stătea alături de gard și privea caii mari trecând pe acolo. Își dorea să facă tot ce făceau ei. Voia să vadă tot ce vedeau ei. Tângea să exploreze lumea largă ce se întindea dincolo de pajiște. Te rog, imploră el, când vei fi mai mare, îi promise mama. Dar sunt mare acum, se rugă micuțul Ponei. Uite cât de mult pot duce. Ridică un sac mare, voluminos, plin cu grâu, ce aștepta să fie dus la moară pentru a fi măcinat și transformat în făină. Prea bine, zise mama. Poți duce sacul acela la moară în locul meu. Micuțul Ponei porni mândru pe drumul pietruit. Trop, 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 trop. Când deodată, un râu ce susura și curgea iute îi blocă drumul. Oare pot trece prin el? Se întrebă neliniștit. Dacă apa este prea adâncă, voi fi purtat departe. Un bou alb, uriaș, păștea iarbă pe celălalt mal. Vă rog, domnule bou, se plânse micuțul Ponei. Se poate trece în siguranță pe aici? Boul aprobă, mișcându-și capul uriaș, încununat cu coarne. Apa e atât de mică, încât abia mi-ajunge până la genunchi, răspunse el cu glas puternic. Micuțul Ponei răsuflă ușurat. Era gata să pășească în râul ce curgea cu iuțeală, când auzi: oprește-te, este periculos! Sus, printre crengi, o veveriță striga, încercând să-i atragă atenția. Chiar ieri verișoara mea a căzut în râu și aproape că s-a necat, chițăi veverița. Apa i-a acoperit urechile. Micuțul Ponei își plimba privirea de la bou la veveriță și de la veveriță la bou. Pe cine să creadă? Mai bine mă întorc și o întreb pe mamă. Te-ai întors așa curând? Îi zise mama. Ce s-a întâmplat? Micuțul Ponei lăsă capul în jos și explică. Boul mi-a spus că râul e mic. Veverița mi-a zis că e adânc. Nu știam cine are dreptate. Micuțule, tu ce crezi? Îl întrebă mama, privindu-l cu atenție. Eu nu știu. Mama continua să-l privească. Micuțul Ponei se încruntă, apoi scoase un strigăt victorios. Desigur! Pentru un bou mare, râul e o nimică toată. Pentru o veveriță mică, este un mare pericol. Și pentru un ponei micuț? Întrebă mama. Presupun că este undeva la mijloc, spuse poneiul. Mama zâmbi mândră. Ai văzut? Zise ea. Poți să decizi singur dacă te gândești puțin. Acum chiar ești gata să ieși în lume. Și este exact ce făcu micuțul Ponei.